În urmă cu 146 de ani, mai exact, primăvara anului 1872, a adus o mare bucurie în Târgul Botoșaniului. Cu ocazia inaugurării tronsonului de 44 de kilometri Verești-Botoșani, localnicii orașului au dat în folosință o nouă instituție, Gara Orașului. Unii spun că era cea de-a treia gara țării la momentul respectiv. Cert este că noua instituție a orașului se bucura de arhitectură austriacă, atât în sălile de așteptare, cât și pe peroanele cuprinse de fumul gros al locomotivelor. Dacă austriecii s-au ocupat de arhitectură, proiectul tehnic a fost realizat de marele matematician și fizician român, Elie Radu. Acesta a plecat în străinătate cu primul tren spre Iași, iar pe urme i-au călcat nume importante, printre care îi amintim pe Eminescu, Enescu sau Iorga. Eminescu a fost strâns legat de gară, în special în ultimii săi ani de viață, vizitând-o des pe sora sa, Harieta. Tot în frumoasa clădire a locuit timp de 2 ani George Călinescu. Mereu când Nicolae Iorga venea pe plaierile natale, era așteptat la gară de primarul orașului, iar Enescu era primit de boierul Ciomac. Stația CFR din Botoșan nu a dus lipsă nici de vizite regale. Carol I, Ferdinand, Maria, Mihai sau Patriarhul Miron Cristea. Toate aceste personalități au trecut prin glorioasa gara orașului. Presa vremii descria astfel forfota și bucuria oamenilor în așteptarea reginei lor. Odată cu venirea comunismului la putere, gara orașului nu și-a pierdut nicio clipă importanța. Este adevărat, nu a mai primit mari personalități, dar în locul acestora erau navetiștii care mergeau la fabricile de zahăr și abatoarele de la Bucecea și Leorda, sau cetățenii orașului care călătoreau spre diferite destinații. În acele vremuri, gara era doar forfotă, iar să lucrezi în acei ani pentru CFR era o mare responsabilitate. Ioan Zaiț a fost unul dintre oamenii care și-a dedicat viața căilor ferate române. În ultimii ani, dinainte de pensionare, a fost șeful stației CFR din Botoșani și și-a coordonat subalternii cu o mare responsabilitate. Acum însă își amintește cu mare nostalgie de acele vremuri. Ce vă suna pentru dumneavoastră căile ferate? Pentru mine căile ferate au însemnat aproape totul. Spun aproape, deoarece familia a fost pe primul plan întotdeauna. După care a urmat serviciu. Mi-am făcut serviciu cu conștiinciozitate, mi-am făcut serviciu cu corectitudine, înainte, vorbind de gara Botoșani. Poate da, propriu spus gara. Gara există una singură în țară, care este gara București Nord. Restul sunt stații de cale ferată. Stația de cale ferată Botoșani. Atunci circulau în jur de 50 de vagoane de călători în 24 de ore plecau din Botoșani. Nu exagerez, se poate verifica așa, și acum sunt mult mai puțini. 11:20, tocmai a plecat trenul Botoșani-București, unul din puținele trenuri care mai circulă prin gara Botoșani. Din păcate, acum doar cu două vagoane, amintindu-ne că în urmă cu mulți ani plecau cel puțin 7 vagoane, iar oamenii se îmbulzeau și se certau pe locurile din tren. De la Televiziunea Adolescenților, Alexandra Ciotir. Suntem în locul în care se agață harta în cui, la capăt de linie, la capăt de România, iar pe acest peron, timpul s-a oprit în loc. Au mai rămas doar amintirile vremurilor glorioase, plin de durere pentru vremurile apuse, dar totodată furios pentru situația dezolantă a gării din acest moment, este și Mircea Fecioru. A lucrat mai bine de 30 de ani în CFR la revizie, iar acum este pensionar. Astăzi mi se pare foarte lejer și nu este activitate. Erau trenuri care circulau direct Brașov, Mangalia la sezon, la București două trenuri de câte 7 vagoane, acum ai un tren de 2 vagoane ziua, un tren de 2 vagoane seara. Iar traficul din marfă era intens. Era marfă. Am spus că tot ceea ce vedeți în Botoșani construit s-a adus pe calea ferată. Astăzi sunt mai puțin călători în gara orașului. Chiar și aceștia observă dezolarea frumoasei gări sau condițiile nu tocmai ideale de călătorie oferite de compania CFR. Cum erau înainte călătoriile cu trenul? Era un dezastru, dar pentru noi tinerii era foarte amuzant. Nu ne interesa.
confort. Eram tineri, eram... Venea multă lume? Foarte multă lume, foarte, foarte multă lume. Acum nu mai, așa după cât văd eu, nu mai. Nu mai este ce fere călători cum au fost înainte. Dom'le, Botoșani este capitală din județ, cum două linii de care Ferat are. Cum așa ceva? Ăsta trebuie să fie aici, de aici și până încolo trebuie să fie plin de cale, de șinii de cale ferată, să fie aici, tren după tren. De la un an la altul, tot mai puține trenuri ajung prin gara Botoșani. Situația actuală devine îngrijorătoare, motiv pentru care am încercat să discutăm și să aflăm o părere de la conducerea actuală a gării. La prima discuție avută cu aceștia, ni s-a transmis să ne adresăm în scris regionalei Iași-CFR. Nu am primit nici până astăzi un răspuns. Am încercat odată la conducerea stației CFR Botoșani. Aceeași dezolare. Era vineri, programul de lucru nu era terminat. Ușa închisă. Am insistat să avem un punct de vedere al șefilor de la regionala Iași-CFR. Niciun răspuns concret după nenumărate apeluri. După 10 de apeluri am fost îndrumați spre biroul de presă al CFR București. Ni s-a transmis să facem o solicitare scrisă cu întrebările aferente. Zi și făcut. Doar că răspunsurile tot nu ne-au ajutat prea mult. Ne dorim să fim integrați în Uniunea Europeană cum se cuvine, dar în loc să fim în pas cu Occidentul și până în 2050 să mutăm mai bine de jumătate din traficul rutier pe cel feroviar, obiectiv al marii familii europene, noi reducem numărul de trenuri, oferim condiții precare călătorilor, ba chiar închidem gări. Dar, cu toate acestea, gara Botoșani rămâne încă un monument ce adăpostește o istorie glorioasă, una pentru care Uniunea Europeană a alocat fonduri însemnate pentru a-i reda farmecul pe care îl merită.